Operațiunea cocaina de la malul Mării continuă cu un nou val. În timp ce anchetatorii răscolesc plajele în căutare de pachete suspecte, poliția de frontieră va fi supusă unui control intern. Se verifică dacă sistemul inteligent de monitorizare a Mării Negre funcționa și dacă traficanții care au intrat în apele noastre cu șalupele pline de stupefiante au fost interceptați, dar și cum au gestionat oficialii situația. Până acum, răspunsurile responsabililor au fost evazive. În data de 26 martie, șeful Gărzii de Coastă vorbea despre monitorizarea Mării Negre în căutarea unor embarcațiuni suspecte. Declarația sa venea după descoperirea pe litoralul românesc a unei embarcațiuni eșuată plină cu cocaină. Supravegheam frontiera de stat, care frontieră se află la distanță de, peste 22 de kilometri. Ne interesează în mod special să identificăm, conform catalogului Schengen, tot ce intră în marea teritorială. Oficialul insista că supravegherea viza doar granița. Dar pe site-ul instituției scrie clar, sunt monitorizate și apele teritoriale, adică bucata cuprinsă între țărm și frontieră, plus zona adiacentă și zona economică exclusivă. Toată această bucată este teoretic supravegheată permanent de acest sistem complex de observare, supraveghere și control al traficului la Marea Neagră, pe scurt SCOMAR. Acesta este dotat cu radare performante și camere de supraveghere video care bat până la limita impusă de linia orizontului. Cu toate acestea, sistemul n-a fost de folos în noaptea în care traficanții de droguri au încercat să ajungă pe malul românesc. Există suspiciuni că SCOMAR nu era funcțional în acele momente, iar dacă această bănuială se confirmă, atunci ancheta deschisă de DIICOT ar putea viza și angajații ai Ministerului de Interne pentru a vedea dacă nu cumva au vreo legătură cu traficanții. Declarațiile șefului Gărzii de Coastă date în ultimele două săptămâni stârnesc și mai multă confuzie. Pe 26 martie, el spunea: aceste embarcațiuni au desfășurat activități de agrement pe țărmul Mării, iar în momentul în care activitatea lor a fost suspectă, s-a comunicat cu autoritățile competente, deoarece se configura ceva care nu era de competența noastră. Ce înseamnă suspect și ce autorități au fost sesizate nu se știe, iar faptul că o barcă a ieșuat pe mal și a fost găsită de un pescar și nu de poliție arată că autoritățile nu aveau habar ce se întâmplă. Ieri, șeful poliției de frontieră explica: putem discuta despre, eu știu, condiții meteo care au dus la punctual la imposibilitatea de a asigura detecția. Așadar, SCOMAR nu este util pe furtună, dar ar fi funcționat, după cum spune comunicatul Poliției de Frontieră. Referitor la celelalte, vă informăm că ele fac parte dintr-o anchetă în derulare instrumentată de DIICOT, motiv pentru care suntem în imposibilitatea de a face precizări în acest sens. Un raport ar trebui să stabilească dacă polițiștii au acționat fără tăgadă sau dacă ceea ce se întâmplă acum ar putea fi și rezultatul unor bâlbe venite de la garda de coastă. Până acum, sutele de anchetatori aflați la malul Mării au ridicat 151 de kilograme de cocaină din nisip și din valuri, asta pe lângă cele peste 1000 de kilograme descoperite în șalupa abandonată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.